Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Gemeni. Haideți să facem etalarea pentru perioada 13-31 martie 2023. Să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Gemeni, cei cu ascendent descendent, Luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în perioada 13-31 martie 2023, evenimente importante Gemeni. Da, aici e cam urețel. E posibil să vă luptați cu un proces de divorț sau un proces. Eu vă trei de săbii. Aici este o suferință foarte mare. Poate fi un proces de divorț cu cineva din trecutul vostru. Poate e clar de două ori am divorț. Justiția cu moartea și erofantul cu moartea. Și cu cinci de săbii. Adică aici nu se termină lucrurile ca și cum se termină, wow, hai să rămânem prieteni. Este un conflict foarte mare. Ceva, tu dacă ești încercat să te minți pe tine să rămâi în situația asta, dar nu este o situație ok pentru tine. Din câte văd, tu nu iubești persoana asta, nu mai ai nimic pentru persoana asta. Tu îți dorești să pleci și vei pleca, ok? Sau persoana asta va pleca, ea cum rezonează. Lucrurile sunt ca și terminate. E posibil ca cineva aici, probabil că are și de plătit în ceea ce ține de justiție ceva. Pentru că poate e vorba de pensie alimentară sau poate este vorba de un proces în care cineva a trebuit să dea niște bani înapoi. Dacă nu este vorba despre un divorț, este un bărbat aici. Bărbatul ăsta este înconjurat de energia asta. Tu dacă ești bărbat și te uiți și treci prin situația asta, cred că ai încercat să te minți pe tine că mai rezolvi ceva în căsnicia în care ești. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Gemeni, cei cu ascendent, descendent, Luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith. 13-31 martie 2023, evenimente importante Gemeni. Iar moartea cu justiția. Oricineva, deci nu, e clară situația. Oricineva a încercat să mint aici și și-a dat seama că este foarte greu să minți că iubești o persoană și să trăiești cu ea pentru că aici nu sunt sentimente. Cineva n-a vrut să se despartă aici ai și gemeni și pești sau scorpion. Cineva n-a vrut să se despartă aici, dar aici situația este clară. Bărbatul nu mai vrea să mintă și anume vrea să spună sincer că el nu mai are sentimente pentru soție și așa mai departe. El vrea să fie cu totul altcineva. Situația este cât se poate de clară. Clar. Aici este cineva care s-a mințit că iubește o persoană sau a încercat să mintă persoana aia că iubește, poate din milă sau poate din compasiune, din atașament, dar situația este clară că aici ori tu, ori persoana asta nu mai poate să mintă. Cineva spune, nu mai pot să stau în situația asta, nu mai pot să mă prefac, nu mai pot să spun că te iubesc, nu mai pot să spun că am afecțiune pentru tine, nu mai pot să fac treaba asta. Clar iubesc pe altcineva sau clar vreau să fiu cu altcineva. Clar. Cineva este foarte hotărât aici. Ori tu, ori persoana asta. Ia cum rezonează. Da. Uite. Trei de cupe și împăratul. E posibil ca la ruinarea acestei relații să fi dus și familia persoanei respective. Foarte mult. Pentru că din câte văd familia persoanei, familia femeii sau al bărbatului s-a implicat foarte mult în situația asta, manipulând situația și distrugând situația. Clar, bărbatul aici începe să-și exploreze opțiunile sau deja a găsit pe altcineva, pentru că din câte văd, situația este mai mult decât finalizată. Este mai mult decât finalizată. Oric, uite, am la ambele pachete, 5 de cupe, 5 de cupe. Cineva din milă, cineva a stat în relația asta din milă, Taur, Fecioară, Capricorn, ai stat din milă cu persoana asta, 6 de cupe, poate pentru că aveți copii împreună. Nu neapărat trebuie să fie zodia asta, mă mai văd și aici Capricorn, poate să fie oricare altă zodie, dar ai stat din milă. Regele și regina de monede. Poate ca femeie pleci sau femeia pleacă, dar relația asta s-a stat din milă sau din atașament, dar aici nu mai este nimic. Concluzia.
concluzia. Poate cineva aici va avea o problemă cu o mașină, se strică o mașină. Ok, trebuie să investească niște bani. Altcineva spune, nu mai plec la niciun drum cu tine, pur și simplu. Vreau să termin această situație. Îmi fac planuri de viitor, dar nu cu tine. Am spus, cineva aici are gemeni și pești. Cineva tot se gândește, bărbatul ăsta, tot se gândește dacă ești tu la trecut. Și anume, e posibil să te gândești la un leu care nu mai este în viața ta. Leu sau pești care nu mai este în viața ta. Exact. Și tot vrei să fii cu această persoană. Este o chestiune de un regret al unei greșeli din trecut pe care tu le-ai făcut sau persoana asta le-a făcut, acum rezonează. Atunci când ai ales persoana cu care ești acum. Exact. Asta este energia. Cineva își regretă faptele și deciziile. Și că ești femeie sau bărbat, îți regreți faptele și deciziile. Și cred că pe undeva trebuie să ieși din situația asta pentru că nu te obligă nimeni să stai în ea. Bun. Atât am avut pentru cei din zodia Gemeni. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.